Bună seara și bine v-am găsit la prima dezbatere electorală din cadrul acestei campanii pentru alegerile locale de luna viitoare, chiar de la începutul lunii. În această seară, alături de mine, în studioul Media TV, se află doi candidați independenți la primăria Megidia. Și anume domnul Aurelian Romulus Vasilescu și domnul Valentin Vrabie. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în studio să dezbatem problemele Megidiei și proiectele pe care le aveți pentru următorii 4 ani, dacă veți fi aleși în această funcție, pentru că ceilalți candidați deocamdată văd că refuză să participe la astfel de dezbateri. Din discuțiile pe care le-am avut încă de săptămâna trecută cu unii dintre ei, nu sunt încă pregătiți să intre într-o dezbatere, deși știam cu toții campania electorală acum începe și era toată lumea știa când începe, efectiv. Aș vrea mai întâi să avem o dezbatere curată, o dezbatere fără atac la persoană și cu dovezi, dacă aveți ceva împotriva celuilalt contracandidat și fără niciun fel de injurii sau astfel de lucruri. Și pentru început, domnule Vasilescu, aveți 5 minute să vă prezentați pentru telespectatorii care nu vă cunosc. Bună seara! Vreau să vă mulțumesc din capul locului că ați folosit termenul am acceptat ca să vin la dumneavoastră, pentru că în altă parte mi s-a spus că n-am solicitat și că mi-ați pronunțat numele corect. Așa mă cheamă Vasilescu, Romulus Aurelian, nu Romeo. Ca să mă prezint, mi-am scos din CV-ul meu, ca să fiu cât mai pe scurt, ar putea să dureze mai puțin de 5 minute. În orice caz, sunt născut la 1 octombrie 1954, în 1973 am absolvit liceul la Megidia, tot în 1973 am fost admis la Institutul de Marină Mircea cel Bătrân, un accident, am plecat la Galați la construcții de nave. În 1977 am absolvit Facultatea de Construcții de Nave, după care am avut o activitate 12 ani la canalele Dunăre, Marea Neagră și Dunăre București și 28 de ani în învățământ. Înainte de asta am mai avut un an, când eram în clasa 9, am avut un contract cu Arta Modei din Constanța, la domiciliu, mai câștigam și un ban acolo. Cursuri de perfecționare, în 1990, reconfirmare brevet ofițer mecanic, obținut prin echivalare, ofițer mecanic maritim. După aceea urma gradele didactice de la definitivat până la gradul 1. În 2015, atestat echivalare studii universitare de licență în domeniul arhitectură navală. Competențe și abilități sociale, din CV-ul meu de o pagină și ceva acolo de competențe, am scos câteva proiecte, cursuri, lucrări prezentate în cadrul diferitelor colocvii, simpozioane, exemplu simpozionul internațional Comunicare fără frontiere, secțiunea comunicare unde a luat premiul întâi, dar eu aici doar am anunțat acest simpozion pentru că a fost o lucrare colectivă și dar înscris în CV-ul meu cu participare, chiar dacă a fost mai modestă contribuția mea, la fel ca și la celălalt simpozion internațional Creativitate și Inovație în Învățământ, învățământul centrat pe elevi din 2011. Despre competențele și aptitudinile organizatorice am scos de acolo. Am fost supervisor în proiectul Postdrum Construim împreună viitoarea ta carieră profesională, octombrie 2015, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret din Constanța. Am organizat activități de demontare, montare drăgi, pentru că specialitatea mea aceasta este, se vorbește ceva de activitatea de perioada de petrecută la cele două canale, coordonarea activității, întreținere, reparații nave. Aici la demontare, montare, drăgi, pot să spun că m-am autodepășit pentru că eu pregătit pe parte teoretică, așa a trebuit să lucrez cu echipaj de soldați militari în termen, vă dați seama, care habar n-aveau de nimic și atunci a trebuit să fac primul proiect de demontare și reasamblare drăgi și Draga este o navă tehnică foarte complicată.
Așa. Coordonarea activității, întreținere, reparație, am spus, competențe și aptitudini tehnice, 1. Realizarea elindei prelungite NZ12 în 1978, deci la un an, eram încă de un an de stagiar. 2. Și am făcut nava aceasta tehnică să sape de la 6 metri la 9 metri, cu asumare de responsabilitate. Pentru că întâi am realizat-o și după aceea a fost verificată și aprobată de Registrul Naval Român. Nu se putea face altfel fără avizul registrului și aici este o problemă cu legalitatea vizelor. Este foarte importantă pentru că se poate lăsa cu consecințe foarte grave. Proiectarea și executarea și exploatarea platformelor plutitoare echipate cu excavator 1 Liebherr în 1979 și în 83 am făcut două platforme cu excavator Nobas. Vreau să vă spun că de activitate de proiectare în 1991, în perioada 87-91 am lucrat la electrobacul de traversare a canalului Dunăre-Marea Neagră în zona gării Medgidia. Eu am realizat proiectul de concepție și o echipă de profesori universitari a elaborat proiectul de execuție din motive pe care nu le cunosc, dar pot să le explice cei care au fost primari în perioada aceea. Un singur punct mai am. Punctul 4, coordonare, proiect de prefezabilitate, amenajare, bazine, piscicole. Trebuia să mă ocup și de alt proiect, care tot la ideea mea, încă din 1984, când era Moinescu primar aici, era vorba de sere legumicole ecologice și era problema de accesare de fonduri europene. Ok. Înainte de a vă prezenta și dumneavoastră, domnule Vrabie, o să aveți 6 minute, cum a avut și domnul Vasilescu. Aș vrea să anunț telespectatorii că ne puteți trimite întrebările dumneavoastră pe Facebook-ul Media TV, pe adresa noastră de mail și la un moment dat, puțin mai târziu, vom intra și în direct cu dumneavoastră. Domnule Vrabie, aveți 6 minute să vă prezentați. Numele și prenumele mi le spun dumneavoastră. Pot să spun, din punct de vedere al pregătirii, că sunt licențiat în administrație publică. Iar cred că cel mai important pentru un candidat care dorește să preia responsabilitatea rezolvării problemelor unei comunități, cred că ar trebui să fie faptele. Pot să spun doar atât, că în urma mea sunt fapte. Am fost primarul comunei Peștera timp de 8 ani de zile, din momentul în care economic era minus mult față de nevoile pe care le avea acea comunitate pentru a se dezvolta. Din punct de vedere social, cu un abandon școlar de peste 80%, din punct de vedere al problemelor extreme sociale, asistații sociale, aveam peste 300 de asistați sociali, la ora aceasta nu mai sunt. Pot să spun că sunt un îndrăgostit al relațiilor interumane, îmi place să comunic foarte mult cu oamenii. Cariera mea de 8 ani de zile a fost dedicată trup și suflet, în primul rând ascultării problemelor pe care oamenii le-au exprimat, dar până să ajungi la acest nivel, trebuie să determini omul prin atitudinea ta, să-și deschidă sufletul și să-și spună problemele. Am ajuns în 8 ani de zile cu o comună unde abandonul școlar este zero, unde asistați sociali practic nu există, decât cazuri extreme și numai acelea cu probleme de sănătate, iar din punct de vedere social, Comuna Peștera este la un nivel economic care depășește cu mult nivelul la care a plecat acum 8 ani de zile. Acestea sunt faptele mele, aceasta este pregătirea mea. Îmi doresc să evoluez în cariera aceasta pe care mi-am ales-o în urmă cu 8 ani de zile, să merg la un nivel superior al administrației publice locale, nivel
pe care l-am studiat foarte bine timp de 2 ani de zile și sunt pregătit să preiau această onorantă responsabilitate. O să vă rog să îmi explicați de ce candidați la funcția de primar al municipiului Megidia. Eu. Da, dumneavoastră mai întâi, domnule Vasilescu. Eu încă din 1987 am tot încercat să mă implic în rezolvarea unor probleme care vizează interesul local. V-am spus, electrobacul de traversare a canalului Dunăre-Marea Neagră era o necesitate. Transporturile în Megidia erau cum erau. Oamenii ajunseseră să traverseze canalul pe gheață. Celebru pod al lui Călin, dacă vă spune ceva. Și atunci a apărut ideea electrobacului. De acolo, mai departe, cu bazine piscicole, cu serele gumicole, pe care am vrut să le fac. Mai mult decât atât, am făcut niște proiecte pentru niște proiecte de concepție, cu care m-am prezentat la primarii noștri așa, mai ales la domnul Iordache, cu filtre pentru canalizări, ca să nu se mai înfunde canalizările și să se strice atmosfera pe străzi. Nu s-au luat în seamă. Am vrut să fac o stație de repompare a apelor pluviale de pe strada Poporului, unde apar inundații și nu știu ce. Am făcut proiectul, am prezentat și nenumărate proiecte din acestea, chiar am adus așa pentru ca să, dacă e cazul vreodată, că pentru a discuta despre proiectele mele e suficient să am titlu, că în rest pot să dezbat despre ele minute în șir, ca să fac prezentare, pentru că este vorba de prezentarea unui proiect de concepție, nu... Că mulți habar n-au, vorbesc despre proiecte, dar de fapt nu că habar n-au. Nu-și dau seama că atunci când spui că ai elaborat un proiect, de fapt ți-ai asumat munca unei echipe de proiectare. Dar când spui că ai elaborat un proiect de concepție, ăla este personal. Și de asta, că dacă pe mine m-ar fi sprijinit în rezolvarea problemei, ca astea sunt ambiții profesionale. Nu am avut ambiția eu să fiu întâiul gospodar al Megidiei, dar altfel nu se poate, pentru că indiferent cine ar fi primar, tot așa mă va trata. Și de acum încolo chiar nici nu mai contează cum mă va trata viitorul primar, dacă nu voi fi eu. Asta a fost motivul pentru care și bineînțeles că mi-am făcut o strategie atât electorală, pentru campania electorală, cât și o strategie și un program de administrare care consider eu că este mai sănătos și mă bucur că l-am contracandidat acum pe domnul Vravie, care, mă rog, nu prea îmi place cum a formulat cu depolitizarea asta. Eu aș zice că mai degrabă autonomia locală să se realizeze prin descotorosirea de partidele politice. O să vorbim și despre acest subiect, nu, aș vrea deocamdată să răspundeți la această întrebare. De ce doriți să fiți primarul Megidiei? Pentru ca să implementez programul meu de administrare, pe care o să discutăm, ați spus, mai târziu, și pentru a realiza acele proiecte pe care eu le-am conceput și care sunt convins că sunt necesare orașului și pe care nu le pot rezolva. Și pot da exemple, multe. Domnule Vrabie, și dumneavoastră, aveți 5 minute să răspundeți la aceeași întrebare. Consider că prioritar pentru un primar sunt problemele umane, problemele sufletești ale oamenilor. Acestea trebuie soluționate cu extremă urgență, pentru că vedem în Megidia o coborâre a ștachetei educaționale. Sunt licee întregi, spre exemplu liceul Imum, fostul liceu Imum, care duce lipsă de elevi, iar în jurul Megidiei sunt foarte multe comune unde copiii de liceu nu-și permit să meargă la aceste licee pentru că nu pot suporta economic. Îmi doresc și o să și rezolv această problemă, pentru că așa sunt, cum să spun, mă caracterizează
investiția în educație, pentru care la mine nu există numărul 1, ci este prioritatea prioritatea. Adică este zero. Doresc să înființez un centru de excelență pentru învățământ în Medgidia. Medgidia are un potențial uman enorm, numai că el a fost lăsat în mod intenționat de partidele politice, că s-a adus în discuție de acest lucru, pentru că oamenii needucați și oamenii săraci sunt ușor de manipulat de partidele politice. Sunt total de acord pentru depolitizare, sunt total de acord cu autonomia locală, pentru că așa se gospodărește o administrație publică și în nenumărate rânduri am abordat și în acest fel problema, dar asta trebuie să ajungă în momentul în care administrația publică locală poate să-și permită acest lucru și asta cum se face? Doar atrăgând investiții. Iar ajungem la zona că investițiile nu vin niciodată acolo unde o primărie este excesiv politizată. Primăria în ansamblu, dacă ne ducem mai departe și ce este în subordinea primăriei, ne ducem și în zona educației, unde în școlile din Medgidia se face politică, ne ducem în spital unde se face politică, mergem în societățile primăriei unde se face politică, nu mai spun că inclusiv în primărie se face politică. Asta e un lucru total greșit și este în detrimentul cetățeanului. În Comuna Peștera, să știți că de la bun început am avut o discuție cu colegii din primărie și le-am spus că pe mine trebuie să mă trateze doar cu respect ca un coleg, ca un responsabil ce coordonează acea instituție, dar niciodată să nu pună sentimente și să nu se implice în relația cu cetățeanul vis-a-vis de primar făcându-i campanie. Pentru că eu la un moment dat voi pleca, iar pentru dumnealor acea meserie este poate viața de care depinde sau este locul de care depinde susținerea unei familii din care face parte persoana respectivă. Așa că depolitizarea este nevoie urgent, iar 2016, după semnalele pe care le avem, știm că se va întâmpla acest lucru. Știți cum este? Dacă ți se cuvine un lucru, să ți se dea, dar nu să ți se spună cum să-l aplici acel lucru în casa ta. E, acest lucru trebuie să se întâmple. Ce ni se cuvine comunității să ni se dea, iar noi decidem împreună cum și în ce fel prioritizăm lucrurile. Să înțeleg că acesta este unul din punctele principale pentru noastră, această depolitizare. În cazul în care veți deveni primar, e unul din punctele pe care le urmăriți. Am spus că am și aplicat acest lucru și a dat un rezultat deosebit. Primăria nu mai este și acele instituții pe care le-am enumerat, nu mai sunt o teroare, o presiune, se simte acea presiune, mai ales acum, inclusiv în poliția locală din Medgidia se face politică. Mai nou s-a și anunțat că voi desființa poliția comunitară. M-a întrebat cineva și a zis, dar bineînțeles că o desfințez, dar demolești și primăria, dar demolești și toate. Adică lucruri care nu vorbe spuse de oameni mărunți, care nu au ce căuta într-o instituție publică. Toate frustrările și dezamăgirile să și le discute acești, așa zici, conducători acasă cu familia sau un partidul din care fac parte. Domnule Vasilescu, ați candidat și în 2012 la primăria Medgidia, atunci din partea unui partid. Rezultatul nu a fost extraordinar în 2012 pentru dumneavoastră. De ce ați ales încă o dată să candidați? Credeți că va fi un rezultat mai bun? Veți avea un rezultat mai bun? Mai întâi aș vrea să fac următoarea remarcă, specific că eu am candidat din subsigla unui partid, dar pe toate documentele și pe toate materialele am scris cu statut de independent. Pentru că atunci am considerat eu că nu pot să-mi permit să candidez independent. Venind sub un partid, eram scutit de foarte multe elemente organizatorice. Doar trebuia să completez un tabel. Partidul acela era foarte puternic. Știți câți membri avea în Medgidia? Nu știu, Partidul Social Democrat al Muncitorilor era. Un singur membru, eram eu. Deci vă dați seama că nu se punea problema subordonării mele partidului ca să servesc intereselor unei găști din Medgidia. Nu. Deci am candidat tot pentru promovarea proiectelor. Oamenii aceia
M-au înțeles cei de la conducerea partidului, le-am spus că n-am niciun talent în a organiza și aduce muncă de partid și nici nu-mi place. Eu dacă mă implic, mă implic în problemele de interes local și punct. Pentru că acelea, și de data aceasta, dacă am constatat că nu este nicio diferență între a candida sub un partid sau a fi independent, adică munca tot aia este pentru a obține dreptul de a constituțional de a fi ales, așa, am ales să fiu independent. Deci tot independent am fost și atunci și tot pentru implementarea unor proiecte de ale mele am candidat, dacă asta e întrebarea. Potrivit și autorității electorale, din ce am observat, în 2012 ați obținut un procent sub 1%. Credeți că acum va fi mai bine? Eu sunt mândru că Partidul Național Țărănesc a avut doar cu 0,1 mai mult ca mine. Și el a fost un partid, a avut candidat și la primărie, a avut și listă completă de consilieri. Deci vă dați seama că ei și-au făcut campanie cel puțin 25 de persoane. Pe când eu am fost singur. Și vreau să vă spun, pe da, stați puțin, dar ce posibilități am avut eu ca să lămuresc electoratul de ce competențe beneficiez eu, ce competențe pot să probez eu. Pentru că, practic, emisiunile care au fost organizate atunci erau pe bani și eu mulțumesc celelalte televiziuni că pe mine m-a acceptat în două rânduri, odată cu eu candidat la primărie, cu un candidat, de aia eram și pe listă. Haideți să nu vorbim de asta. Deci în două emisiuni în care n-a fost vorba de niciun fel de dezbatere, acum mă bucur că l-am pe domnul Vrabi aici ca să ne confruntăm proiectele și să avem opinii diferite în legătură, că mie îmi place că domnul Vrabi spune că îl recomandă ceea ce a realizat. Bun, domnul Vrabie vede lucrurile pe care le-a realizat într-un fel, eu le văd în alt fel. Și asta înseamnă confruntare de idei. Pentru că dacă ne canalizăm intenția de vot, vorbesc de electorat, numai pe ceea ce se vede la televizor și numai ceea ce se spune, ce se spune verbal sau scris pe nu știu unde, nu este o informare corectă a electoratului. Și ăsta este rostul dezbaterilor. Dacă n-am avut procente mai multe, n-am avut din motivul acesta. Partidele care au venit în forță cu campanie electorală, cu banere, cu doamna Pleșca, pot să-i spun numele, că a fost candidată atunci. A spus că a dat o groază de bani pe emisiunile de la dumneavoastră, în studio a spus că a dat o groază de bani pentru prezențele la televizor. Eu n-am avut banii ăștia. Ok, și cum credeți că se va întâmpla acum să aveți un procent mai mare? Acum? Păi nu vedeți că deja vorbesc despre proiectele mele? Păi atunci n-am apucat să spun trei cuvinte despre proiectele mele. Și okay, când a fost confruntarea, n-a fost confruntarea, am mai spus ce a fost. A fost, ne-a adunat, ne-a așezat ca la jocul mutu, că jucăm mutu și câte unul să răspundeam în contratimp la niște întrebări, pe care nici măcar nu le știam dinainte, nu știam că... Nici acum nu știți întrebările dinainte. Dacă permiteți și domnul Vrabie să răspundă la o întrebare, de ce nu ați continuat să candidați pentru Comuna Peștera? Și ați ales să veniți să candidați pentru primăria Megidia? Pentru că foarte mulți cetățeni din Megidia mi-au cerut acest lucru și pentru că la nivelul unei comune consider că din punct de vedere administrativ am făcut maximul cât se putea face. Oricâte idei ai avea, oricât de ambițios ai fi, dacă nu te ajută resursele, te plafonezi. Iar eu în viața mea nu-mi place să rămân plafonat din cauza lucrurilor care nu depind de mine. Este și o dorință mea să evoluez pe această linie administrației publice locale. Ambiție și curaj cu care am plecat la acest drum, iar beneficiarii acestei ambiții, să spun, de a dovedi că se poate și la un nivel superior, vor fi doar cetățenii. Doar ei vor avea de câștigat, pentru că eu îmi doresc să arăt că se poate și la un nivel superior, mai ales că Megidiei de peste tot din zona politică îi se spune Megidia nu mai are nicio șansă. Și eu pot să afirm
și să asigur cetățenii Medgidiei că în 2 ani de zile fața acestui municipiu se va schimba. Vor fi din nou mândri că sunt locuitori ai municipiului Medgidia. Deci nu vă temeți că veți da greș acum că ați venit să candidați pentru un municipiu și nu ați candidat din nou pentru o comună? Nu, nu, în niciun caz nu mi-e frică, pentru că am planuri mult mai mari în viața mea, vreau să evoluez încă în niveluri superioare ale administrației publice locale, iar pentru a putea face un pas mai departe, trebuie neapărat să dovedesc la Medgidia. Așa că e totul sau nimic aici. Așa că voi lupta cu toată ființa mea, așa cum am făcut 8 ani de zile la Peștera. Bineînțeles, și eu începător fiind acolo, vă dați seama, au fost și pentru mine lucruri noi, până am studiat fenomenul administrativ, care este extrem de complex. Toată lumea îl privește că, domne, ajung primar și fac. Administrația publică e un fenomen care cuprinde toate domeniile sociale, culturale, educative, sportive din România, pe care tu trebuie să le știi foarte bine pe fiecare în parte, dar să și știi să le coordonezi. Așa că totul este în avantajul, va fi sau beneficiarea acestei candidaturi și acestei intenții și acestei dorințe va fi cetățeanul municipiului Medgidia. Imaginea comunei în 2008, sunt convins că toți oamenii o știu, nimeni nu știa, ba mai mult oamenilor din Comuna Peștera le era rușine să spună că sunt din Comuna Peștera, acum sunt mândri. Iar dacă vorbim de fapte, Peștera este la o aruncătură de băți de Medgidia și nu cred că este un cetățean al Medgidiei care nu a fost cel puțin odată la Peștera și nu au văzut schimbările. Ba mai peste puțin timp o să aduc eu aminte unor persoane care nu cred și care împroașcă cu noroi în tot ce s-a întâmplat în Comuna Peștera și în felul acesta de fapt jignește acei oameni. Am avut inspirația să pozez și să filmez Comuna în 2008 și va apărea acel filmuleț și atunci sunt convins că nu mai avea nimeni ce să conteste vis-a-vis de realizările pe care le am eu la Peștera. Candidați la Medgidia ca independent, vorbiți de foarte mult timp de independența în funcțiile de conducere, de desființarea sau o putere mult mai mică a partidelor politice. Am vorbit și puțin mai devreme despre această depolitizare. De ce considerați atât de important acest lucru? Ca primarul să fie independent? Primarul trebuie să facă politica cetățeanului. Nu trebuie să facă politica partidului politic. S-au transformat în toți acești ani primăriile în sedii de partide pentru primarii respectiv. Dacă e primar PNL, primăria este galbenă. Dacă e primar PSD, primăria este roșie. Dacă e primar... Pentru că acel primar, vrând nevrând, are acea secură deasupra capului. Acel primar va fi obligat ca la toate alegerile parlamentare, europarlamentare, prezidențiale și așa mai departe, să fie implicat personal și automat instinctul acestor persoane care pentru mine sunt de fapt niște slugi ale partidelor politice, atâta timp cât au lăsat problemele cetățenilor de azi pe mâine, pe poimine și peste nu știu câți ani și au executat ordinele partidului politic. În primul rând, mințind, pentru că ies de atâtea ori la toate campaniile, votați PSD-ul că e cel mai bun, votați PNL-ul că e cel mai bun, votați, dar niciodată n-au spus stop, eu nu mai mint cetățenii. Și de asta privesc cu tristețe, cu dezamăgire la mulți dintre colegii primari, care au rămas vătați la nivelul ăla unei comune de zeci de ani, nu se întâmplă nimic, iar metodele partidelor politice, care sunt foarte bine structurate ca și modalitate de manipulare și de minciună, îi reușesc să-i mintă pe cei cetățeni. Și lucrul ăsta este total dezastruos. Și nu vreau să dau exemple de comune, dar știu că toată lumea, sunt convins că toată lumea a mai făcut așa câte un periplu, cel puțin prin județul Constanța. Nu să intervenim numai cu asta o problemă înainte de a mă întreba dumneavoastră pe mine, că vreau să vă spun ceva. Da, eu sunt pregătit, de exemplu, pentru a discuta despre proiecte pe care le vizăm în domeniile învățământ, sănătate, stres, salubritate, cultură, urbanism și altele. Dar să discutăm pe proiecte. Acum n-am nimic împotrivă. Domnul Vrabice ce spune foarte bine, pentru că eu subscriu la foarte multe dintre chestiile. Asta vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, înainte de a trece la proiecte. Dar n-am să repet ce spune domnul Vrabice, că pierdem vreme. Nu dar vreau să subscriu, eu sunt, de asta sunt independent și de asta este și dumneavoastră independent. Deci considerați, permiteți-mi vă rog să vă adresez o întrebare. Sunt dăunătoare.
Permiteți-mi, vă rog, să vă adresez o întrebare. Da? Considerați că un primar trebuie să fie independent sau nu? Am spus, tocmai asta am spus. Trebuie să fie, stați puțin, independent de partide, să fie detașat de partide, că el nu poate să fie independent, de exemplu, de legi. Legile, domnul Bravi, oricât de stufoase ar fi și legile astea, că v-am auzit tot pe dumneavoastră, spuneți că legile administrației locale m-au nebunit, sunt stufoase, sunt multe, sunt încălcite, sunt, așa sunt, trebuie să le acceptăm așa cum sunt, pentru că dacă nu le respectăm, după aceea avem probleme. Proiectele, dacă pot să intervin un pic, dacă vreau, pot să intervin. Da, sunt de acord. Sunt într-adevăr stufoase. Și de ce au ajuns să fie stufoase? Tocmai pentru că primarii de zeci de ani încoace nu au intervenit, nu au luat atitudine, nu i-au chemat pe domnii parlamentari pe care i-au pus în funcțiile acelea călduțe la București să le spună: fraților, ne complicați viața. Pentru a rezolva o problemă atât de ușoară, trebuie să întocmim nu știu câtă documentație. Mi-ați ridicat o minge la fileu, domnul Bravie, atenție aici la mine. Eu vroiam ca să, în precampanie, să propun medgidienilor să avem un consilier județean de Medgidia, care să ne reprezinte acolo. Dar n-am putut să fac chestia asta. Acum am aflat că este domnul Iordache. Nu știu acum dacă poate să fie în sentimentul meu, domnul Iordache, eu vreau să propun viitorului primar să se bată ca să avem un parlamentar de Medgidia pe care să-l întrebăm noi ce face el acolo în Parlament. Așa, și noi, asta să fie legătura cu Parlamentul și cu... Dar avem un parlamentar care se ocupă și de Medgidia și la acest moment. Care e acela? Chiar de ce se ascunde de mine, de exemplu? Cine? Asta vom asta. Dar de mine s-a ascuns, domnule, pe cuvântul meu, domnule. Eu cu cea mai mare, vorba unui ziarist, cu toată dragostea, aș fi vrut și eu să-l ascult că a făcut ceva pentru Medgidia. Că s-a dus acolo și a bătut cu pumnul în masă pentru ca să se termine odată cu lucrarea cu podul, de exemplu, ca să rezolvăm problema. De asta sunt probleme care cam lasă undeva dureri, bătături în talpă. Vă rog, aș vrea să vorbim despre care considerați că sunt cele mai importante probleme pe care le are Medgidia la ora actuală. Aoleu, într-o emisiune, prea puțin, ca să discutăm. Păi avem probleme, în primul rând, cu contractele astea care s-au făcut. Și eu tot am vorbit despre societate comercială cu acționarul unic primăria, ca să internalizeze toate serviciile. Altfel nu văd. Știu că și domnul Bravie de asta dă din cap acum că așa este, știu că este de acord cu mine, dar altă soluție, domnul Bravie, nu este decât să avem societate comercială cu acționar unic, nu din acestea hibride, din acestea sau corcituri, din astea, cum să le spun, cu 50% drept de decizie Consiliul Județean, că domnul Bravie n-a amintit că și Consiliul Județean este un parazit pe oraș. Aici sunt de acord cu domnul Bravie, nu pot să zic că nu. Deci astea sunt problemele, pentru că noi nu putem să facem contracte avantajoase, pentru că vine președintele Consiliului Județean și îți dă peste mâini, mai ales dacă ești dependent de partidul lui. Vă rog, nu atacați. Totuși, nu e aici să vă se poată apăra. Cine? Președintele Consiliului Județean. Da, să se apere, are atâția avocați, că nu-i pune întrebări, mai multe întrebări îi pune DNA-ul. Asta va trebui să discutați așa dumneavoastră cu el, nu-l atacați, da, vă rog, că nu este înțeles aici. Am înțeles, dar ce se întâmplă? Nici partidele politice nu se pot apăra. Dar ce e un secret pentru toată lumea că au la conducere mai mulți penal decât cu coloană vertebrală? Ce să le fac eu lor? Eu mă uit la televizor și îi văd ce frumos arată și cătușele sunt foarte dezinvolți. Acum e sport național să te lau. Adică eu acum ești un prost dacă nu te arestează măcar o dată. Și nu cred că se supără nimeni, dar problema este că noi trebuie să facem, a ridicat o problemă, că sunt cu elevi, eu chiar acolo lucrez, domnul Bravie, la Colegiul Tehnic, Nicolae Titulescu, dar e problemă,
Acolo încă din anul 2000 au început lucrările la reabilitarea colegiului și poate nu știți ce se întâmplă acolo, că avem un campus școlar început și neterminat, sute de saci de ciment aruncați de colo-colo, s-au depreciat, s-a întărit cimentul ăla acolo, avem cărămizi care te uiți la ele și crapă, că sunt și din materiale foarte proaste, dar noi dacă le-am manipulat de colo-colo de vreo 2-3 ori, jumătate s-au spart, s-au distrus. Eu sunt pentru reabilitarea școlilor, pentru reabilitarea, colegiul tehnic, dacă avea campus, n-avea elevi, așa. Noi avem elevi acum, atenția, un agent economic de la Mangalia, D.U. Mangalia, nu știu, vă rog, nu folosiți numele firmelor. Dupe, dar a fost patronul, ne-a ajutat pe noi, a fost agentul economic cu care am colaborat noi și ne-a făcut un atelier școală de sudură modern, cu sudare în mediu de gaz protector. Atrage elevi. Vreți să vă spun, eu sunt diriginte la clasa 10-a de profesională. Am 33 de elevi în clasă. La clasa 9-a, sudură, avem 33 de elevi. Până la șantierul, până intervenția șantierului naval, aveam și noi câte 15, câte 20. Școala trebuie să devină atractivă. Nu trebuie să faci mari minuni, trebuie să o faci atractivă. Și acum, pentru că tot vorbim despre școală. Acum, întâmplător așa, și eu am vorbit despre societatea comercială. Păi societatea comercială cu acționar unic, primăria, trebuie să fie agentul economic cel mai puternic care să aibă parteneriat cu școlile. Pentru că avem două licee tehnologice. Nu vorbesc de cel teoretic, acela are alt rol și alt statut. Dar cu elevii care vor face practic în baza de producție pe care am imaginat-o eu la societatea asta a primăriei, atunci se pot reduce niște cheltuieli pentru oraș, pentru că furnicuțele acestea, să știți că sunt în stare de multe lucrări și economic. De unde bani? Avem nevoie de bani ca să acoperim niște goluri pe care le-au făcut ceilalți. Am vorbit și despre golurile astea și o să mai vorbim. Pe urmă, ce se întâmplă? Agenții economici sunt sufocați. Sunt sufocați. Noi le trimitem cu gloata elevii acolo și ei nu pot să facă față. Îi descongestionăm pe ei, le dăm posibilitatea să-și aleagă resursa umană pe care o vor ei, posibilitatea ca să acorde burse, să-și pregătească oameni pentru ei și au posibilitatea să-i aleagă pe cei mai buni. Păi noi dacă dăm cu gloata, dacă dă la unul, trebuie să dea la toți. Pe când așa, dacă gloata este absorbită de către baza de producție a societății comerciale, a primării, atunci sunt și ei risiți. Sunt cei de la Hormuzescu, eu sunt constructor de nave și mă uit așa, avem port în Medgidia, ăla se poate transforma oricând într-un mini șantier naval și ce bine ar fi să avem niște clase de lăcătușerie navală pe la Hormuzescu acolo. Pentru că ar face practica peste drum. La noi, acolo, Imumu. Cineva spunea să facă un mini parc industrial. Nu. Acolo va fi baza de producție, dar voi fi primar. Așa, va fi baza de producție a societății comerciale. Acolo se vor rezolva niște probleme de străzi. Mulți vorbesc, voi asfalta, voi face, voi trece. Vasilescu nu va asfalta decât ce este asfaltat până acum și tot ce se va reabilita de acum încolo se va face pe dare de beton pe care le vor face copiii la practică pe baza, în baza de producție acolo. Pentru că darele acestea nu sunt cu nimic mai proaste decât asfaltul, sunt condiții de rulare pe ele identice, sunt mai rezistente și în caz de intervenții la subsol, la conducte și la asta, doar ai dat darele la o parte și ai rezolvat treaba imediat. Nu mai trebuie să mai spargi asfalt, nu mai trebuie să faci... Nu înseamnă că acum jucuim străzile de asfalt ca să vină Vasilescu cu dare. Să vă rog, da, să lăsăm și pe domnul Vrabie să mai vorbească despre care credeți că sunt cele mai importante probleme ale MGD-ii la această oră, iar apoi vom intra într-o scurtă pauză publicitară. Cele mai importante probleme ale MGD-ii sunt serviciile comunitare, care sunt de proastă calitate și la prețuri de nesuportat. Oamenii, dacă abia își permit din veniturile pe care le au și acelea mici, să-și plătească aceste servicii comunitare. Vorbesc aici de apă, de gunoi, de transport. Și
Ca să rezolvăm până la urmă aceste probleme, ele trebuie abordate atât de radical, încât lucrurile trebuie să se întâmple imediat. Mai departe, o problemă care este arzătoare este aceea de lipsa locurilor de muncă. Foarte bine a spus domnul profesor, a adus în discuție aici atragerea de investiții. Medgidia e un potențial imens de investiții, numai că investitorul nu vine atunci când administrația publică este așa cum este la Medgidia. Toți oamenii au mai urmărit din când în când la posturile dumneavoastră de televiziune unele ședințe de Consiliul Local și un investitor sănătos la cap și cum astăzi sunt foarte atenți la investițiile care le fac, când privesc acele ședințe de Consiliu, își dau seama că acei oameni nu au dorit niciodată să atragă acești investitori. Investitorul vine dacă are un climat prielnic, dacă nu îi se pun piedici de la prima intrare, de la primul om pe care îl vede în primărie și dacă este, cum să spun, prezentat, să spun că are și el orgoliul lui acolo, prezentat ca o necesitate extremă în unitatea administrativă, în comunitatea respectivă. Este un potențial imens, din ce știu eu, pentru că, vă dați seama, nu aș fi venit să-mi asum o asemenea responsabilitate dacă nu știam că am și soluții. Eu am depășit de mult stadiul de proiecte, eu sunt stadiul de soluții de rezolvare a acestor probleme. Sunt investitori care își doresc foarte mult, dar Medgidia nu este acel magnet de care are nevoie investitorul să fie atras. Este mai mult un respingător de investitori. Iar dacă această problemă s-ar rezolva toate problemele cetățenilor. Fără cele sociale de care cu siguranță trebuie să ocupe în continuare și prioritar municipalitatea. Bun, am tot vorbit de probleme. De probleme pe care le are Medgidia. Aș vrea să continuăm să discutăm, dacă doriți, de probleme și soluții în același timp, așa cum le vedeți fiecare dintre dumneavoastră. Nu mai avem foarte mult timp până la pauză, de aceea aș vrea întâi să vă întreb și să discutăm după pauză despre acele probleme. Aș vrea acum să vă întreb de ce sau ce credeți că vă recomandă să fiți primar al Medgidiei? Da, eu am zis-o și în 2012, domnule. Un primar trebuie să vadă care sunt problemele, să se identifice problemele cu care se confruntă orașul, să găsească soluții ca să rezolve acele probleme și să aibă competențele profesionale ca să coordoneze activitățile de rezolvare a acestor probleme. El dacă nu dovedește competențe în domeniu, nu mai... Eu m-am săturat. Voi crea locuri de muncă pentru așa. Cum? Spune și cum. Eu spun cum. Eu voi crea locuri de muncă în Medgidia. Cum? Păi societatea asta comercială pe care o văd eu ca pe o fostă gospodărie locală cu activitate, cu un obiect de activitate complex, de la iluminat, salubritate, străzi, multe, multe probleme pe care să le rezolve. Pentru că ce se întâmplă? Societățile astea comerciale care din nefericire au devenit căpușare, ele nu asigură locuri de muncă stabile. Nu vreau să intru, că n-am dovezi, n-am nu știu ce, dar sunt și eu informat acolo, că la greu munca la negru, pe acolo la greu muncă cu oameni care n-au contracte, care n-au nu știu ce. Eu spuneam de parlamentar, păi dacă avem un parlamentar de Medgidia, păi ăsta până nu vine cu inițiativa legislativă, cu statutul statutul cum îl cheamă, domnule, zilierului liber profesionist, care în ce constă? Domnule, el va fi zilier, angajat zilier la societatea primăriei, dar el este liber profesionist. El se duce la domnul Vrabie, să zicem, acolo, la firma dumnealui, ca să presteze un serviciu. Domnul Vrabie n-are nevoie de el o lună întreagă. Nu-și permite ca să-l angajeze cu contract ca să-i lucreze o lună acolo.
În schimb, pentru o perioadă scurtă de timp, poate să-l angajeze acolo. Foarte bine, negociază cu el, că de asta este liber profesionist, negociază un anumit salariu. El vine cu hârtie de la patron că trebuie să-i se achite suma respectivă. Eu, primărie, eu, societate, imediat până seara i-am dat banii pe care îi garantează patronul respectiv. Iar așa cum vine factura de la Raja, de la primărie, vine la patron nota de plată. În nota de plată aceea nu intră numai cât a dat, cât a negociat cu ăla. Intră și cheltuielile pentru sănătate, pentru pensie și așa mai departe. Și pormă, cumulat, dacă aceste dări către stat fac cu dările unui salariat cu salariu minim pe economie pe o lună, atunci are și el în cartea de muncă, deși nu mai sunt cărți de muncă, are și el în evidențe, are o lună de muncă vechime. Și așa mai departe, el poate ca liber profesionist, el poate ca într-o lună să scoată 3 salarii minime pe economie și atunci are 3 luni de vechime pe cartea de muncă, pentru că el a plătit la stat pentru 3 salarii. Sau, într-o lună, poate să aibă nimic. Poate să nu-l angajeze nimeni. Și atunci el, dacă este serios... Și de asta vă spun, parlamentarul de Medgidia va trebui să țină seama de propunerile care vin din rândul concetățenilor lui și de la primărie, ca să susțină, să se ducă, pentru că eu, om de rând, sau eu chiar primar, eu nu pot să vin cu inițiativă legislativă acolo, dar el poate. Și el știe că dacă nu vine cu acea inițiativă legislativă, vine și îl trage de urechi primarul, vine și îl trage de urechi cetățeanul, că stă cu el pe scară acolo și trebuie. Vom lua o scurtă pauză publicitară, iar apoi, domnule Frabie, vom reveni cu dumneavoastră pentru a discuta exact această problemă. Ce vă recomandă pentru a fi primarul Medgidiei? Luăm o scurtă pauză publicitară, ne reîntoarcem la dezbaterea din această seară. Rămâneți în continuare alături de noi și apoi chiar vom intra și în direct cu dumneavoastră pentru a afla întrebările dumneavoastră pentru cei doi candidați.